must be something underneath. Da, oameni buni, eu caut casa. Casa perfectă. Pentru voi, pentru noi, pentru toți. Dar o casă bună necesită și îngrijire, așa că dacă vreți o casă, nu trebuie să fiți leneși în niciun caz. Bine, suntem într-o nouă serie și în acest moment nu vom vorbi despre o casă, de fapt, despre un penthouse. V-am intrigat? Hai să-l vedem. În continuare, pentru tine, caut casa! Noroc, lume! Iată, aici este obiectul despre care vă vorbeam. Este vorba despre un penthouse care a avut o terasă deschisă și proprietarul, fiind om care iubește provocările, a hotărât pe această clădire să continue să mai construiască. A avut nevoie de a obține autorizații de construcție suficient de complicat și totuși până la urmă a reușit. Avem pereții negri. Dar pentru că avem foarte multă lumină, asta nu ne creează o atmosferă sobră, ci mai degrabă una modernă, sofisticată și foarte relaxantă. Terasele, cu priveliște frumoasă, ne-au rămas totuși. Avem și un om tehnic aici care o să ne explice, Vadim, cum exact am obținut, de exemplu, acest tavan suspendat cu nișele astea perfecte, cum am omis plintele jos și mergem cu peretele până în podea, ce tipuri de iluminare avem aici și, în general, cum am obținut această construcție ca fiind una suficient de ușoară. O construcție pe carcasă metalică, din câte am înțeles noi, da? Oameni buni, așa, dacă am hotărât să căutăm casa, casa perfectă pentru toți, vă mai oferim încă o alternativă. Vă mai prezentăm încă un tip de casă care poate fi perfectă pentru unul dintre voi. Una la înălțime. Când te trezești dimineață și ai un cadru vizual minunat în jurul tău. Ai impresia că lumea e la picioare. În urma solicitării beneficiarului a fost obținut certificatul de urbanism, în urma căreia s-a elaborat documentația de proiect necesar pentru extinderea spațiului nemijlocit în jur de 100 și vreo 10-120 de metri pătrați. În urma calculului inginerilor proiectanți de profil al structurii metalice a fost executat carcasul metalic, acoperișul a fost executat din panouri sandwich pentru a scădea din sarcina superioară. Mai avem condiții climaterice, zăpadă, care tot îngrelează sarcina clădirii. Pentru a menține soluțiile arhitecturale inițiale ale clădirii, au fost executați pereții exteriori cu tink, pereții interiori din gips-carton. Între gips-carton și panourile sandwich, la fel, mai este un strat de termoizolație pentru a spori eficiența energetică. Tavanul a fost, la fel, executat din fermi metalice, după care s-a făcut construcția nemijlocită din profile zincate pentru gips-carton. Ce ține de iluminare a fost bazat pe LED-uri, care le avem pe tot perimetrul spațiului, șini incorporate cu corpuri de iluminate magnetice, și corpuri de iluminat separate din gips, la fel încorporate. Toate produsele au fost de o calitate foarte înaltă, cu certificate de conformitate pe piața Republicii Moldova. Rețelele au fost toate adaptate și replanificate după compartimentul design. Domnul beneficiar nu a vrut să evite plintele în casă. Atunci a fost placat podelele din greții porțelanată, după care a fost straturile de finisaj a pereților au fost aduse la o condiție practic impecabilă.
Pentru a evita necesitatea plintelor. Plintele, în genere, ce fac? Acoperă rosturile dintre stratul finit al pardoselii și peretei. Aici noi nu avem rosturi. Este tot absolut ideal. Ce avem aici? Spațiu de 190 de metri pătrați. Ce avem în acest spațiu? Apartamentul este compartimentat în 3 dormitoare și 3 blocuri sanitare, plus o încăpere tehnică și deja living-ul cu sufragerie, cu o ieșire la o terasă cu vedere la oraș. Mergem la terasă, să vedem terasa. Ups. Așa. Deci. Sliding door, da? Iată despre ce vă spuneam. Ia veniți aici cu mine. Ia uitați-vă în jur. Te-ai trezit dimineața. Și fiecare casă în parte e frumoasă. Dar niciunul n-are o priveliște. Arena e acolo, stăuceniul e peste deal. Toată zona aici, în partea Bucovinei, Megapolis Mall, un nou aquapark care a fost și o dispoziție perfectă de a începe o zi de muncă, așa cum se cuvine, una productivă. Nicole este o prietenă de-a noastră, de mult ne cunoaștem din evenimente și Nicole o să ne arate și un obiect de-a ei, foarte curând. Până atunci însă ne-a dus la casa unui prieten. Aici vrem să vă dăm și soluții în cadrul acestor serii pe care puteți să le implementați în casa voastră de vis pe care vă doriți. Și totodată vreau să vă invit, dacă sunteți arhitecți, designeri, scrieți-ne, găsiți-ne pe Facebook, pe Instagram, scrieți-ne aici pe YouTube. Dacă aveți obiecte interesante, chemați-ne să le vedem și noi și să le împărțim cu publicul larg. Acoperișul avem de tip moale, respectiv am găsit o soluție pentru o terasă impecabilă. O să punem gresie pe picioare din plastic cu pușuri amortizatoare, care nu o să permită deteriorarea acoperișului existent. Perila o să o avem executată din sticlă securizată. În partea stângă o să avem o zonă de barbecue cu mes, scaune, poate șezlonguri pentru a te bronza și a petrece timpul frumos în perioada caldă anului. Cel mai important că nu te vede nimeni aici sus. Siguranță. Aici o să fie un televizor de dimensiuni gigantice. Aici avem un bloc sanitar pentru oaspeți. Fie amenajată o garderobă, foarte bine gândită și spațioasă. Aici avem unul dintre dormitoarele, acesta e frumos penthouse. Aici avem o încăpere tehnică pentru toate utilajele de dorezare a pompii, filtri, noduri electrice, tot ce ține de partea tehnică a acestui imobil. Dormitorul numărul 2. Și pe final avem dormitorul matrimonial cu grup sanitar separat. Avem un perete cu o structură în volum. Băieți sunt la etapa de vopsire, după care urmează stratul de finisaj. Deci vom avea un efect de stâncă, de piatră, da? Da. Cum se numesc băieții? Andrei îmi spune. Da, cum se numește compania? Compania Logia. Ne aflăm pe Bulevardul Mircea cel Bătrân 33. Aici să vedem și ușile astea care acum se fac fără toc. O soluție perfectă, mi se pare. Îmi pare rău că nu erau atunci când am făcut eu casa. La casa următoare. La casa următoare sigur fac și eu așa.
Sau la duplexul care îl facem acum, în construcție, îl avem. Facem, îl facem modern, modern, modern și cu soluții doar contemporane. Și atunci cu siguranță așa cred eu. Da, da. Așa, și poți să le faci și până în tavan. Da, da? Da, poți să legi. Aici tot noi înălțimea standardă. De obicei ușile sunt 2,10, aici avem 2,30. Și îmi place că din dormitor, ia uite, dimineața te-ai trezit din dormitor. Și tot pe dealuri te uiți. Știi? Asta fără pe. Te uiți pe dealuri. Bulevardul Moscovei, da. Și iată, așa era în principiu. Da. Sper că ți-a plăcut această casă, acest penthouse. Poate este visul tău. Dacă nu, atunci eu voi continua să caut casa. E important atunci când începem să construim, să dăm de oameni profesioniști și să beneficiem de servicii oferite de calitate. Și poate prin intermediul acestei emisiuni vom obține și reduceri pentru voi, vom face și lucruri frumoase împreună pentru oamenii care poate n-au o casă, vom reuși să dezvoltăm acest proiect într-un mod spectaculos. Dacă îți place de noi sau ai considera acest conținut relevant, atunci te invităm să te abonezi la acest canal și să ne dai un like. Dacă nu însă, atunci trimite 5 prieteni să ne dai like și noi ne vom bucura. Te salut, îți doresc o zi minunată și rămâi cu noi pe Caut Casa!